Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, polițiștii, jandarmii și pompierii mehedințeni au organizat o serie de activități pline de bucurie și distracție pentru a aduce zâmbete pe chipurile celor mici. Astfel, la pădure, zeci de copii au venit într-un suflet pentru a descoperi tehnica din dotare a angajaților din structurile de apărare și au rămas impresionați de pistoalele din dotarea militarilor. Angajații structurilor militare ale Ministerului de Interne le-au făcut o bucurie copiilor anticipat de ziua lor. La pădurea Crihala au fost organizate o serie de activități care le-au permis micuților să exploreze tehnicile de apărare ale militarilor. Cei mai mulți au admirat dronele jandarmilor, autospecialele pompierilor, dar și câinii polițiști. Așa vreau să mă fac polițiști. Știi ce fac polițiștii? Cu ce se ocupă ei? Da. Spune-mi și mie. Arestează infractorii și dă amendă. Se ocupă să aibă grijă să nu fie niciun infractor. Și tu vrei să scapi țara de infractori? Mm. Și doctor, de ce ai vrea să te faci? Doctor de inimă. Ce ți-a plăcut din ce ai văzut aici? Cel mai mult mi-a plăcut acel ATV-ul. Al cui este ATV-ul? Al celor de la... Pompieri. Da, așa. Ce părere ai tu despre pompierii noștri? Pompierii noștri sunt niște oameni care ne salvează viețile. Își riscă viața ca să ne salveze dintr-un incendiu sau altceva. Tot în contextul acestei activități au fost organizate și ateliere tematice unde cei mici au avut ocazia să învețe mai multe despre siguranța în trafic. Astfel, cadrele din structurile MAI au încercat să creeze o atmosferă festivă menită să ofere copiilor o experiență memorabilă. Pentru a aduce o bucurie celor mici, dar și pentru a stârni interesul celor mari, am organizat astăzi în pădurea Crihala o activitate dedicată copiilor. Am organizat ateliere de lucru prin care cei mici își pot testa îndemânarea și priceperea prin parcurgerea unor probe practice. Am testat creativitatea prin organizarea unui concurs de desene pe asfalt, iar pe cei mai mari îi așteptăm la peretele de escaladă pentru a se cățăra. Echipamentele de intervenție și o parte din tehnica folosită de misiuni a fost pe placul copilor, care a avut posibilitatea să-l cunoască și pe Aki, câinele de serviciu pe care îl folosim în misiunile de ordine publică. Sperăm că a fost o activitate interesantă și utilă, iar amintirile din această zi să rămână dintre cele de neprețuit. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți au expus tehnica și mijloacele din dotare pe care le utilizează zi de zi. Le dorim copiilor un la mulți ani și o copilărie fericită. Polițiștii de frontieră mehedințeni au adus o bucurie pe chipul copiilor cu ocazia zilei de 1 iunie. Astfel le-am prezentat tehnica din dotare, constând în mașinile Poliției de Frontieră, armament, vestă, binoclu, cătușe, tot ceea ce înseamnă în echipamentul unui polițist de frontieră. Cu această ocazie, noi le zicem tuturor la mulți ani, să fie fericiți și toate cele bune. Activitățile organizate de poliții, jandarmi și pompieri în această zi specială au fost primite cu entuziasm de către copii și părinți deopotrivă. La finalul activităților, cei mici au plecat cu zâmbetul pe buze și au consolidat încrederea și respectul pentru acești eroi din viața de zi cu zi.